Înainte de a trece la partea a doua a întâlnirii noastre, aceea a dialogului, îngăduiți-mi să vă anunț că de astăzi, într-o săptămână, pe data de luni, 23 martie, la orele 16, aici se va săvârși canonul cel mare al Sfântului Andrei Critean. Așa se face în a cincea săptămână din post. Știți că de regulă se face miercurea seara, însă miercurea viitoare fiind praznicul Bunei Vestiri, s-a decalat cu două zile, mai repede, pe 23 în loc de 25, adică luni. Luni la orele 16. De la ora 19, după canonul Sfântului Andrei Criteanu, tot aici, în același loc, vom avea o altă seară duhovnicească, în cadrul căreia va fi invitat Părintele Profesor Vasile Creciu, de la Biserica Sfântului Ilie Gorgan din București, care a fost și dumnealui și anul trecut, și care va vorbi despre de ce au nevoie tinerii de biserică, precum și biserica de ce are nevoie de tineri. Ne-am bucurat tare mult dacă de azi, într-o săptămână, ar fi mai mulți tineri la această întâlnire, la această seară duhovnicească, deci dacă i-ați putea aduce și pe ei, dacă ați putea veni împreună cu copiii sau nepoții dumneavoastră. Peste două săptămâni, adică pe data de 30 martie, tot lunea, tot de la ora 19, vom avea ultima seară duhovnicească din timpul acestui Sfânt Post al Paștilor, în care se va vorbi despre perioada binecuvântată a Triodului, cu explicarea fiecărei duminici și a fiecărui praznic sau sărbătoare sau rugăciune mai specială din această perioadă a Triodului, în cadrul căreia invitat va fi Părintele Profesor Silviu Tudose, parohul Bisericii Sfântului Ilie Gorgan din București, care este profesor de liturgică, specialist deci pe această disciplină a Sfintelor Slujbe. Deci mai avem două seri duhovnicești fără aceasta de astăzi, de azi într-o săptămână și de azi în două săptămâni, adică pe 23 și pe 30 martie, cu Părintele Vasile Creciu și Părintele Silviu Tudose. Vă așteptăm la toate aceste întâlniri, cu toată dragostea. Acum, Părinte Profesor, până să pornesc întrebările, vă știu că sunteți parohul Bisericii Sfântul Nicolae Cudrican, unde lucrați și vă osteniți la rectitorirea, la reconstruirea așezămintelor cudricane. Ca tot ați pomenit la un moment dat de partea filantropică și socială a misiunii bisericii, a implicării ei în acest sens, în acest segment al vieții creștinilor noștri, segmentul social, caritativ, filantropic. În ce va consta sau în ce constă rectitorirea acestor așezăminte și cui sau cărui segment al populației, a creștinilor noștri, vor fi destinate aceste așezăminte? Știu că e o lucrare de angajare. Mulțumesc, domnul Gomboș, pentru întrebare. Sigur, este un pic pentru mine jenant, așa că va trebui să vorbesc un pic despre parohia mea. Păi nu, asta și vrem, nu trebuie. Și despre lucrarea de acolo. Dar eu aș vorbi mai mult despre ce au făcut ceilalți înaintașii noștri, ca să vedeți că nu numai Ioan Gură de Aur, că nu numai Sfântul Vasile cel Mare au lucrat în sensul acesta. În ceea ce privește misiunea față de cei marginalizați, cum spuneam. Și iată că și străbunii noștri. În vremea, să zicem așa, marilor noștri domnitori, de la întemeierea, spune noi, a voievodatelor, de la întemeierea țării românești, țării Moldovei, deja avem urme și semne foarte clare că biserica s-a implicat în această lucrare filantropică de care vorbeam. Așezămintele de care a făcut vorbire din timpul lui Ioan Gură de Aur, cel care construia spitale, azile, sau Sfântul Vasile cel Mare, care a construit Vasiliada, aceste idei, aceste practici ale bisericii au fost preluate și de străbunii noștri. Și preoții, călugării, auditorii, mai ales atunci erau și ei credincioși și se considerau una cu, sau interesați pentru de mântuirea, de salvarea credincioșilor lor, au pus
drumul la zidirea acestor centre de așezăminte sociale. Și așa se face că noi avem foarte multe așezăminte, încă din vremuri străbune, la, să zicem, Mazile, în Moldova, în, la Mățău, la Sadova, dar avem și în București, la Biserica Mărcuța, la Biserica la Biserica Acropolios, la Biserica Colția din București, unde avem primul spital din București, Spitalul Colția, și apoi, mai târziu, Filantropia și Pantelimonul. Dar iată că și la Biserica Odrican, pe la 1734, când se înființa această biserică, aproximativ începând cu anul 1750, avem cunoștințe de primele așezăminte. Și acolo s-au construit Școala Românească la Odrican și Școala de Caligrafie, iar mai târziu, pe la 1877, și Azilul de Bătrâni Protopopul Teodor Economu. Era aproape geamăn, frate, cu așezământul de la Sfânta Vineri. Știți că în București am avut Biserica Sfânta Vineri, acum e un bloc acolo, și exista și biserica, dar și așezământul Sfânta Vineri. Și la doi pași, în spatele acelor blocuri, și astăzi există Biserica Sfântului Nicolae Odrican, și până de curând a existat și acel așezământ, azilul de binefacere, dar și urmele școlii de la Odrican. Acolo, dascăl pe cum Chiosea îi învăța pe copii carte ca să nu-și trângărească pe ulițe, ne spun textele, și să nu învețe lucruri urâte, îi țineau pe lângă strană și învățau să țină ison și să buchisească, să citească, adică. Și de acolo plecau la școala Academia Domnească, la școala Sfântului Gheorghe Vechi, de unde ajungeau pe urmă dieci, cântăreți, la Patriarhie și în structurile de conducere din, de pe lângă Curtea Domnească. Iată cum biserica s-a implicat dintr-un început în această lucrare. Nu numai la Odrican, ci peste tot. Primele texte, primele școli apar în biserică. Așa s-a întâmplat atunci. Dar nu vedeți dumneavoastră că oamenii aceștia vor să șteargă cu buretele? Vine o asociație, ca să nu-i dăm numele, dar o asociație care acum luptă împotriva orei de religie sau împotriva bisericii, cum e Asuru sau eu mai știu care dintre asociații, umaniste, toate se declară umaniste, dar apărute peste noapte. Ele n-au o istorie. Au apărut ieri. Și Dumnezeu știe de unde sunt finanțate și aceste asociații au început să lupte împotriva bisericii. Dar le-aș întreba și ar trebui să întreb care sunt meritele deosebite pentru societatea românească. Ce au lăsat ei în urmă? Pentru că biserica are de 2000 de ani și e demonstrabil lucrul acesta. Degeaba se întâncenează unii să spună că n-am fi pe aici de 2000 de ani. Biserica creștină a crescut odată cu poporul acesta și poporul a crescut odată cu biserica. O spun documentele, săpăturile arheologice, descoperirile arheologice, o spune lingvistica, o spun toponimele, o spun realitățile de pe teren. Peștera Sfântului Andrei, biserica de la Niculițel, descoperită întâmplător în 71, în 1971, pentru că au venit cu hoaiele de apă și au decopertat acolo locul și au descoperit arheologii biserica și mormântul de la Niculițel, unde toate documentele vorbeau despre prezența celor patru sfinți acolo de la Niculițel, numai unii cercetători nu vreau să creadă. O legendele bisericești. Și când au venit aceste descoperiri atunci, au descoperit acolo numele lor, cu numele, noi știam cu numele, din documentele vechi, din transmiterea aceasta adevărului, pe cale scrisă sau pe cale orală. Și ei n-au crezut. Și când au descoperit acolo inscripțiile cu numele acelor oameni, atunci adevărul a ieșit la iveală. Vedeți cum Dumnezeu face ca din răstimpuri să apară aceste adevăruri pentru ca să se încredințeze cei care nu sunt încredințați. Și biserica și-a construit de atunci și școli, și azile, și cămine pentru copii, tot ceea ce ține de misiunea bisericii și tot de ceea ce are nevoie societate. Pentru că, în definitiv, biserica nu este separată de societate. Ea dorește binele societății, pentru că, de fapt, societatea nu este compusă decât din credincioșii bisericii. Că mai sunt unele inadvertențe, că mai sunt unele elemente, să zicem, printre preoții bisericii, printre slujitorii bisericii, care nu se ridică la înălțimea Sfântului Ioan Gură de Aur sau Sfântului Vasile cel Mare, asta putem să înțelegem. Dar lucrarea bisericii, repet, nu este una numai umană, ci este una și divină. Dumnezeu lucrează, Duhul Sfânt lucrează, pentru că asta ne-a promis, mă duc la Tatăl meu și vă voi trimite pe Duhul cel Sfânt, să nu vă las singur, care vă va învăța tot adevărul. Și noi de acolo ne luăm puterea.
și Seva. Și așezămintele Otrican nu au făcut altceva decât să continue lucrarea bisericii. Cu școală, cu grădiniță, cu azil pentru bătrâni. 25 de văduve, construit azilul atât la 1777, războiul de independență. 25 de văduve, probabil de război, că despre asta este vorba, au avut lăcași acolo. Și au stat în azilul ăla, până când au venit comuniști și l-au dat afară. Și au lăsat, au adus acolo câteva familii și l-au lăsat până când s-au degradat. Deci n-am mai putut să salvăm nimic de acolo. Atât de am fotografii păstrate și le voi păstra și le voi documenta și într-un album ca să vadă lumea că peste 50 de ani nu s-a investit nimic la Otrican, dar oamenii acei, familia acelea aduse, au trebuit să plătească impozii la chirie la stat și statul n-a făcut nimic cu acele așezăminte. A trebuit să le demolăm și acum încercăm să le facem azilul de bătrâni, să refacem școala de la Otricani, pentru că așa e normal, să facem acolo ateliere de creație, încât educația pe care dorim să o dăm acolo să fie una interactivă. Și spuneam că Sfântul Ioan Gură de Aur are o, și n-am avut timp să abordăm, nici n-a fost neapărat subiectul seriei acestea, dar Ioan Gură de Aur vorbește foarte mult despre educație. El arată că în educația unui copil trebuie să fie implicat pedagogul și acela trebuie să fie un pedagog conștient și creștin, adevărat, trebuie să fie implicată familia. Pentru că nu poți să faci educație la școală dacă familia este împotriva acestei educații. Dacă oamenii, dacă tata și mama nu sunt atenți cu ceea ce transmit copilul lor în cei 7 ani de acasă, dar apoi și mai târziu, peste timp, până când se desăvârșește tânărul și până când ajunge el să fie conștient de misiunea lui în lume, sigur că educația aceea este sortită eșecului. Familia este un factor esențial. Pe de altă parte, spune Ioan Gură de Aur, biserica este un factor esențial. Pentru că biserica are un rol decisiv în educarea unui copil. Și de aceea biserica trebuie să implice în actul educațional. Nu putem să scoatem religia din școli, pentru că așa vor 2-3 asociații, când vedeți că peste 90% din credincioșii noștri sunt de acord cu această oră de religie. Chiar dacă și acolo sunt anumite lucruri care nu sunt atât de conforme cu ceea ce ar trebui să întâmple. Dar este uneori normal, pentru că avem 6.000 de profesori de religie și 2-3 dintre ei poate că nu fac ceea ce trebuie să facă. Dar cei mai mulți își fac datoria. Și este, sigur, datoria bisericii să încerce să stea de vorbă cu profesorii de religie, să ne recolectăm programele, să ne recolectăm manualele, pentru că așa s-a întâmplat. După Revoluție totul a mers repede. Repede înainte, să facem manuale, să creăm programe și acum a venit vremea să ne așezăm la masa de lucru, să revizuim programele, să refacem manualele și apoi sigur că vom avea și o educație de excepție, așa cum ne și dorim, atunci când vom face și sesiuni de training, de formare continuă cu profesorii de religie, așa cum de altfel se și întâmplă cu preoții. Noi de 2 ori pe an avem conferințe preoțești în care dezbatem diferitele probleme care se confruntă biserica pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă astăzi în modernitate și a veni în întâmpinarea nevoilor societății din care și noi facem parte ca biserică, ca preoți și creștini. Eu cred că fără lucrurile acestea, și mi-aș dori să știți, e foarte greu. Pentru mine acolo suntem la faza de proiectare, încercăm să găsim și finanțare și e foarte greu în lumea de astăzi. Însă eu cred că fiecare biserică acolo unde se poate, trebuie să lucreze cu tine. Și mă bucur că aveți o asemenea seară duhovnicească pe tema importanței lucrării misionare cu tineretul și copiii. Avem nevoie de lucrul acesta pe lângă fiecare biserică, cum am văzut și a avut Părintele Daniel aici, are spații foarte frumoase. Sunt convins că aici pot să vină tinerii, pot să vină copiii și când nu au alte obligații la școală sau acasă, decât să ducă în stradă, cum făcea și Dasărul Chiose acum 300 de ani, să vină aici la biserică. Cu siguranță va putea Părintele Daniel să le pună la dispoziție un pahar cu apă, 2-3 credincioși, poate chiar profesoare, pedagogi care să lucreze cu ei, să învețe să deseneze, să picteze, să citească un text scripturistic, să citească o carte de poezii sau o carte de povești. S-au făcut și cursuri de engleză, meditații. Meditații, asta trebuie să facă biserica, de acord. Și ar trebui, da, ar trebui fiecare preot, fiecare parohie să facă asemenea spații în care tinerii să-și găsească. Știți de ce? Pentru că este poate și vina noastră, să știți, preoși și credincioși. Că nu ne aducem copiii și nepoții la biserică. Dacă nu-i aduci, ei se simt mai târziu străini. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie casa noastră. Familia noastră trebuie să fie o biserică. Și atunci copiii ce-ar învăța? Că dacă ai acasă biserica, icoană,
candelă, rugăciune. Dacă vii la biserică care este casa lui Dumnezeu, atunci copilul va crește în felul ăsta. Dacă îi spui de ce trebuie să înveți tradițiile bisericii, de ce trebuie să ne rugăm, de ce trebuie să fim buni, de ce trebuie să facem milostenie, de ce trebuie să ne rugăm pentru cei care nu mai sunt printre noi, pentru bunici, pentru părinți, pentru că dacă nu învățăm, nu vor mai face tradițiile acestea, ne trezim că nu mai are cine să mai vină la mormânt să aprindă o tămâie și să-ți dea un colac de pomană. Pentru că nu neapărat, am tot spus-o, nu neapărat faptul că dai cuiva de pomană nu e atât de important pentru sufletul celor care primește acea pomană, pentru că nu mai are acela nevoie, am spus-o, de mâncare, de băutură, nu mai suntem nici bărbați, nici femei, nu mai mâncăm în Împărăția lui Dumnezeu. Ci milostenia este importantă. Faptul că tu când ai dat un pahar cu apă și un colac cuiva care este flămând, ai făcut deja o faptă bună. Lângă fapta bună ai adăugat rugăciunea. Nu spune Sfântul Ioan Gurător, am spus. Pocăința înseamnă credință, învățătura de credință adevărată, înseamnă smerenie, înseamnă plâns pentru păcate și înseamnă și fapta cea bună. Altfel nu mai e viață. E o învățătură care e moartă dacă nu transmite în practică ceea ce trebuie să faci. Și de aceea trebuie să ne învățăm copiii în sensul acesta dacă vrem să avem mâine credincioși în biserica noastră. Și biserica trebuie să vină în întâmplare. Vrem să avem copii care mai târziu vor fi miniștri, prim-miniștri, președinți de țară, eu știu, conducători, primari. Păi dacă nu învățăm de acum preceptele morale creștine, sigur că vor ajunge mai târziu imoral și se vor comporta cum se comportă cei de astăzi, cum îi vedeți. Deci, unde este situată biserica pentru cei care nu știu? Biserica noastră este situată chiar în centrul Bucureștilor. Am spus, Sfânta Vineri, dacă reperați unde a fost, e chiar în spatele blocului acela care este în formă de U și ori pe ce lateral ați lua pe lângă blocul acela ocolind, îl ajungeți la Biserica Sfântului Nicolae Otrican. Avem în jurul nostru, acum Biserica Sfânta Vineri s-a construit, e gata, trebuie doar interiorul rezolvat și se va sluji probabil începând anul acesta în ea, va fi sfințită cu siguranță în primăvara aceasta. Suntem la 50 de metri, 70 de metri de Biserica Sfânta Vineri, construită aproape de noi. E și Teatrul Evresc acolo aproape. E circa financiară a sectorului 3. În zonă, să zicem, suntem aproape de Piața Unirii, de noul mall. Sfântul Mina. Sfântul Mina e cel mai aproape și Sfântul Stelian. Sfântul Mina, când ajung la Sfântul Mina, când ajung din dreptul Bisericii Sfântul Mina, pe partea cealaltă se și vede Biserica Otrican, un pic mai înspătat. În sfatul judecătorii, da. Este Sfânta Vinerea, cum se vede mai bine și după Sfânta Vinerea este Biserica. V-ați gândit cumva, Părinte, să păstrați ceva din măcar fundațiile vechi ca muzeu, adică să face ceva ca amintire? Reconstruiți, am înțeles, dar cele vechi, măcar un zid dacă păstrați. Din păcate, am ajuns, am demolat, însă fundațiile sunt în pământ, posibil să le putem cuprinde măcar o parte. Dar mă gândesc ca muzeal să fie, adică să pune și ceva acolo, că a avut tradiție. Din păcate, și casa parochială a fost construită la 1903, așezămintele la 1877, niciuna dintre așezăminte n-a fost prins în cadrul monumentelor istorice. Nu e monumentul istoric. Biserica este monument istoric, 1734, chiar foarte frumoasă, brâncovenească sau post-brâncovenească, dar nu... Bănesc că arhitecții se vor gândi la o soluție, măcar o parte din pifnițele de acolo să fie menținute. Da, sau pifnițele. Deși e foarte greu, pentru că noi avem de construit și subsoluri. Neavând voie să ne ridicăm prea mult pe verticală, a trebuit să construim un subsol două, pentru că avem și sală de sport, avem prevăzut acolo trapeză, avem prevăzut activitate. Dar mă gândeam la un colț, așa, muzeal. Probabil că muzeul cum va fi, pentru că noi am avut săpături arheologice acolo de aveți amploare. Documente, probabil, aveți obiecte de cult. Da. Și ceea ce am găsit, toate documentele arheologice pe care le-am găsit. Prin de la restaurat și biserica. Cum a fost? Le-am la muzeu inițial. Și am vorbit cu arheologii și sunt de acord să ni le cedeze, pentru că ei n-au unde să le expună. Și noi le vom expune la Otrican într-un muzeu, în care vom avea și părți din catapete azma bisericii, din pictură, din fresce, noi le-am salvat. Le vom replanta acolo unde va trebui, unde vom avea muzeu. Și probabil că din cel puțin fotografie și dacă s-ar putea să păstrăm în subsol, dar câteva ziduri, așa să fie vizibile pentru cei care vor intra acolo, ar fi extraordinar. Noi ne-am străduit și am și găsit câteva fundații din vechime, atunci când am săpat arheologic acolo, unde probabil erau chiliile și în chiliile acelea s-au desfășurat cursurile de la școala la Otrican. De fapt, școlile acestea erau făcute în chilia
dascălului sau în privorul bisericii, deci la lucruri și la stradă. Deci da. Erau simple. Nu era ceva foarte complex, dar ceea ce este foarte important este că s-a transmis lumină. Informația. Păi acolo au învățat Boierii Văcărești, Anton Pan, Paris Mureanu, Petre Nănescu, Petre Ispirescu, mai târziu a stat pe strada bisericii, s-a înțeles la unicat cu basmelele atât de frumoase. Iată o lucrare pe care biserica a făcut-o și nu deci asta e consemnat-o ce ați înșirat da, asta. Da, categoric. Foarte interesant. Dar trebuie și un film documentar. Asta trebuie învățut, că rămas undeva. Mai este, de poate fi cumpărat, aveți parcă și un site. Avem site-ul, filmul este pe CD. Sigur că au venit cei la Patriarhie, la Trinitate și au filmat de mai multe ori și cei de la... au fost date aceste filme și mai micuțe, dar eu am un film de mai bine de 60 de minute despre așezentul obligat, pe care încă nu l-am prezentat. Mă gândesc să-l lansez o dată cu volumul de monografie și CD-ul acesta. Și avem și la Patriarhia Română făcut un film foarte bine de doamna Filoteanu, Anca Filoteanu, care a lucrat pe la televiziune de stat și a venit, a făcut în mod special un film cu Odricanu, a ieșit foarte frumos și am fost încântat. Să ne chemăm și pe noi la sala discului, la film. Așa, să mintele, sigur că noi ne dorim acum să facem aproape, să construim aproape 5.000 de metri pătrați. Să avem un proiect de amperdură, cu școală, cu grădiniță, cu muzeu. Un angajament mare. Două apartamente pentru preoții care vor sluji pe acolo, cu săli de consiliu, cu săli de ateliere de creație pentru copii. Suntem în legătură cu profesorul Atolița, avem pe un contract și sunt foarte drăguț. Ne facem ateliere de creație vara copii și pictăm, colorăm, treabul, tot felul de lucruri excepționale, să știți, de altfel. Că vin și copiii de la Atolița, vin și copiii din parohia noastră și copiii învață lucruri extraordinare prin chestiunea aceasta. Deci eu mi-am dorit neapărat să împlinăm învățământul acesta, numai teoretic nu este bun, să știți, s-a documentat lucrul acesta. Trebuie un învățământ interactiv. De exemplu, bătrânii, de exemplu, profesorii care au vârstă și au ieșit la pensie, sunt în putere, mulți dintre ei, și nu au ce să facă. Eu i-aș chema acolo să interacționeze cu copiii. Pentru că, de multe ori, și bătrânii, dar și copiii au multe de învățat, reciproc unul de la celălalt. Copilul dă energie bătrânului, bătrânul dă înțelepciune copilului. Îl așează mai mult decât o fac părinții. Pe urmă, copilul trebuie să învețe multe lucruri teoretice, de acord, dar și multe lucruri practice. Să știe că poate să facă o cruce, o icoană, că știe să poată să împletească ceva, că știe să coase. Noi am uitat de lucrurile acestea. Nu ne mai învățăm copilul să mai practice aceste meserii care sunt, până la urmă, de aur. Cum era meseria? E brățară de aur. Și dacă un copil, să știți că de cele mai multe ori, copiii la vârsta de 13-14 ani spun, ce pot să fac eu în lumea de azi? Ce o să pot eu să muncesc? Ei, dacă el știe deja să facă icoane la 14 ani, dacă știe să își facă, să sculpteze o cruce, să facă o gravură, va avea altă conștiință. Pentru că deja știu ceva și plec acum în viață. Pe urmă, nu îi poți atrage atenția copilului, nu îi poți ține trează tot timpul predându-i învățăminte. Și tot trebuie să-l las să facă și ceva practic, să se dezvolte, învață poate mult mai mult dacă face lucrurile acelea practice decât dacă tu îi transmiți teoretic o anumită învățătură. Zăresc că am avut experiențe excepționale cu aceștia și îmi dau seama câtă nevoie am avea pe lângă anumite biserici, măcar unde sunt terenuri, am acolo o tricană are cam 2757 de metri pătrați, aproape 3000 de metri și am putea face lucrare frumoasă pe terenul acesta, sper să reușim. Și un pic să lucrăm așa modern, cu psihopedagogi, cu metodiști, cu profesori și de, știu eu, de aceștia care pot să dezvolte artele plastice, pentru că un copil este el însuși plastic la vârsta lui, ca o plastilină așa pe care îl poți modela, să știți. Și cel mai important, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, copilul trebuie educat cu dragoste. Copilul, dacă ajungi la inima copilului, l-ai câștigat pentru totdeauna. Nu mai uită lucrul acesta. Și de aceea biserica trebuie să fie atentă la ce transmite. Noi nu trebuie să îi fricoșem pe copii acolo, să-i speriem cu chinurile iadului și cu... Și Dumnezeu nu este un Dumnezeu al pedepsii, ci este un Dumnezeu al dragostei, al iubirii. El ne iubește pe toți, păi de ce ne îmbrățișează? Și pe cei care... El n-a venit pentru cei care sunt drepți, am spus-o, ci pentru păcătoși, pentru cei care greșesc. Asta trebuie să știe copilul. Din păcate, uneori mai tranzi și scolastic anumite lucruri care nu sunt conforme și ne acuză oamenii ăștia, dar să știți că se vor schimba lucrurile încet, încet, așa. Sau am început deja la sectorul teologic de acum câțiva ani să schimbăm programele, s-au schimbat unele, vor continua și celelalte și vom apărea și cu manuale noi.
vor fi eliminate toate aceste inadvertențe, toate aceste lucruri. Sigur că nu poți să nu îi vorbești până la urmă tânărului despre rai și iad, că ar fi o mare greșeală. Ce să-i spunem? Că nu există iad? Că dacă faci rele și păcate, unde ajungi? Unde poți să ajungi? Dar asta trebuie spus, e adevărat. Asta trebuie lucrarea, asta trebuie făcută la o vârstă când el poate să înțeleagă. Discerne, să discerne între bine și rău, să înțeleagă că deja atunci când greșești, ai conștiința încărcată, toți facem la fel. Și copilul care are deja multe vârstă înțelege când a greșit și maturul înțelege că a greșit, să înțeleagă că există iertare. Pentru că, de fapt, asta este fundamentul, să știți, pentru lucrarea Bisericii și lucrarea divină a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a venit să pedepsească, Dumnezeu a venit să ierte. Așa a zis că, spun părinții, că nu putem noi să greșim, cât poate Dumnezeu să ierte. Apropo, părinte profesor, dacă ar fi să rezumăm, să concentrăm, care credeți, Sfinția voastră, că sunt calitățile excepționale sau virtuțile deosebite ale Sfântului Albură de Aur, bune ca pilde extraordinare și pentru noi, pe care orică le-a cultivat, ori chiar le-a trăit, le-a însușit și le-a împropriat el în propria lui viață. Și se văd de la distanță, dacă vreți, cu ochiul liber atunci când îi citim viața, opera sau activitatea. Da, vedeți, Ioan Brădeau, Sfântul Ioan Brădeau ne-a învățat că nu e suficient numai să practicăm pocăința. Ci atunci când... Ce înseamnă pocăința, de fapt? Ce este această despătimire de care vorbesc părinții? Păi avem păcate. Fiecare, dacă le numărăm, vedem că avem nenumărate. Ai scos un păcat. Nu e suficient că l-ai scos. Trebuie să pui o virtute. Asta e toată filozofia, dacă vreți, a mântuirii. Ai scos un păcat, pune o virtute. Că dacă nu pui virtutea, vine alt păcat în locul. Și n-ai făcut nimic. Și atunci scos păcatele pe rând, pe rând și așezi virtuțile rând, pe rând. Și prima virtute și cea mai mare este a smereniei. Vedeți că și Vameșul începe cu rugăciunea smerită și Sfântul Ioan Brădeaur începe cu smerenie. A fost de smerenie cum puțin părinții ai Bisericii au reușit să atingă. Și smerenia înseamnă să te consideri pe tine mai mic decât pe ceilalți. Să te uiți întâi la tine și la păcatele tale și nu la păcatele celorlalți. Să te curezi pe tine. El a fost toată viața lui de tânăr a fost un... a fost dornic de a acumula cunoștințe. A fost printre cei mai buni elevi, studenți la Constantinopol, la Atena, și spune Sfântul Vasile cel Mare, s-a și pregătit foarte intens pentru a fi avocat. A și lucrat în jurisprudență o bună perioadă de timp, dar și-a dat seama de nimicnicia și de micimea acestor funcții lumești pe care le poți avea la un moment dat și chiar pe vremea respectivă, să știți, oamenii învățau foarte mult retorică și oratorie. De aceea el, Ioan Brădeau, de aceea vorbea atât de excepțional și să știți, Ioan Brădeau predica și 2 ore. Și oamenii l-ascultau cu mult interes și de câte 2 ori pe zi și poate de 3 ori pe zi. Vă dați seama cum era societatea aceea construită în jurul bisericii. Sigur că, dacă citim omilie lui, vezi că îi certa pe oameni. Zice, veniți la biserică doar atunci când se întâmplă calamități. Când aveți necazuri, când nu plouă, când e secetă, când plouă prea mult, când sunt calamități naturale, când vin barbarii peste voi, atunci dați fuga la biserică. Și uitați de toate păcatele voastre. Și de destrus, și de iubirea de argint, și de clevetire, și de mânie, și de ură. Dar când lucrurile se așează, iar uitați de biserică, iar nu mai veniți la biserică. Și astăzi parcă se întâmplă tot la fel. Pe de altă parte, și învăța credincioșii să practice pocăința împreună cu rugăciunea. Deci sunt calități pe care Sfântul Ioan Brădeau ni le revelează și care ar trebui să fie și ale noastre. Faptul că a iubit lumea aceasta lui Dumnezeu mai mult decât orice de pe pământ. Faptul că a renunțat la lume, vedeți, nu i-a trebuit nimic până la urmă. A lăsat totul și a plecat în munți. Acolo, într-o asceză severă, l-a descoperit pe Dumnezeu. Ce a câștigat până la urmă? Câștigat cerul până la urmă. Și este lucrul extraordinar. Noi avem impresia că
Așa suntem veșnici pe aici și că asta trebuie să câștigăm cu mai multe lucruri materiale, dar vedeți că le lăsăm pe toate fraților. Și uneori ne zbuciumăm atât de mult pentru lucrurile acestea și ne frământăm și ne neliniștim. Și atât de repede vine sfârșitul. Și eu am spus-o, gândești tânăr, așa nu prea ai dimensiunea aceasta a sfârșitului, foarte clar așa. Dar cât înaintezi în vârstă, cât îți dai seama ce repede a trecut viața, te uiți un pic și ne rugăm cu această rugăciune scurtă și rugăciunea psalmului, păcatele tinereții nu le pomeni, Doamne. Și atunci ne privim așa în urmă și vedem câte greșeli am făcut. Sigur că există pocăință, există iertare, că asta e Dumnezeu, ca să ne ierte, dar în același timp, ce bine dacă ne-am înțelepțit măcar și să le povestim și celor care vin după noi ce rost are pocăința celor. Vedeți, oamenii de astăzi nu mai vor să audă de pocăință, dar Ioan Gredeor ne învață tot așa în omilirea lui că e nevoie de această venire în sine. Trebuie la un moment dat să conștientizăm faptul că ducem o viață păcătoasă și că trebuie să ne lepădăm de purtarea noastră de dinainte și prin această metanoia, noi o luăm ca metanie, metania, sigur că este o jertfă pe care o facem în fața lui Dumnezeu și prin metanie, prin pocăință, ne reîntoarcem în casa lui Dumnezeu, ne reîntoarcem la curățenie, la puritate. Metanoia înseamnă înnoirea omului. Înnoirea presupune viața aceasta de jertfă, de pocăință, de iertare și în ceea ce privește trecutul nostru, dar și de iertare față de cei care ne-au greșit. Pentru că nu putem să-i cerem Dumnezeu iertare fără să, să avem noi puterea de a ierta. Ori Ioan Gură de Aur ne transmite lucrurile. De ce? Atunci la Constantinopol, când a avut necazul, când au început și împărăteaza, și împăratul, și unii episcopi să-l invidieze și au vrut să îl scoată din scaun, l-au scos. El ar fi putut de fiecare dată, pentru că, am spus, da, a stat 10 ani la preot la Antiohia, din 86 până în 97, 11 ani. Dar la Constantinopol a intrat 97 până în 2003 ani și în 403 deja au început să-l prigonească. Câțiva ani, în câțiva ani, prin felul lui de a fi, prin predica lui, a câștigat întregul Constantinopol, se dea oameni la picioare. Și oamenii aceia s-au revoltat când l-au alungat din Constantinopol și l-au dus înapoi de frică. Ar fi făcut la fel, dar Ioan Gură de Aur s-a dat în mâinile soldaților, s-a predat pe sine tocmai ca să nu provoace dezordine în Constantinopol, să nu se răscoale oamenii și pe urmă împăratul cu armata să se întoarcă împotriva lui, să-i omoare, să-i surghiunească, să-i chinuie. Și asta a făcut-o din prea mare dragoste față de oameni, față de credincioși, față de biserica lui și dintr-o mare smerenie în fața puterii seculare, în fața puterii... Apropo, ce putere de sacrificiu, de jertfă avea și să amintim faptul, Părinte Profesor, că el era antiohian. Acolo unde astăzi mor creștinii noștri persecutați în Siria. Acolo este Siria. Din păcate, da. Și de unde anul trecut a fost la noi, în România, la București, Patriarhul Ioan al Antiohiei, al Siriei, care a mărturisit niște lucruri cutremurătoare care se întâmplă acolo și pe care de-al minter le știm. Deja au mai circulat în diferite, sub diferite forme, ca informații și pe internet sau în alte scrieri. Acolo sunt decimați, decapitați, până în ziua de astăzi, creștini, mărturisitori în Siria, din partea sau de către musulmanii autohtoni. Da. Și de acolo era Ioan Gurdeaur. Asta arată că biserica este într-o permanentă stare de veghe și de jertfă. Și de jertfă. Asta e. De asta și îndemnul de privegheați și vă rugați. Biserica trebuie să fie într-o permanentă, e ca la Paști, știți? Ca la pasa aceea iudaică. Evrei atunci au trebuit să fie îmbrăcați cu traistă, cu băți, cu tot ce trebuie, cu ranița pregătită, cu ceva mâncare. Așa au sărbat Paștele. Pentru că după Paști trebuiau să plece ieșirea din robia babilonic, din robia egipteană, către țara libertății. Asta e și Paștele nostru. Noi trebuie de aceea la Paște suntem îmbrăcați, suntem curați, suntem pregătiți ca să pășim în libertatea pe care ne dă Harul. Libertatea Harului. De acolo nu mai păcătuim. Suntem în lumină, suntem, am înviat împreună cu Hristos. Hristos a înviat din morți cu moarte, pe moarte călcând și celor din morți viață dărindu-le.
Și în lumina aceasta, în viața aceasta pe care ne dorește Dumnezeu, trebuie să pășim, fiind pregătiți. Pentru noi este marea trecere, nu neapărat dintr-o robie fizică, cum care erau evrei atunci, ci din robia păcatului. Trebuie să trecem la țara libertății, fără de păcat. Și în lumea virtuților. Acesta este îndemnul pe care îl face Ioan, Sfântul Ioan Gură de Aur și de altfel toți Sfinții Părinți împreună cu el. Părinte Mihail, dacă vreți întrebați ceva? Concluzionam așa, când ne-am văzut de profesor, că în tradiția neamului nostru, scrierea, de fapt, care a fost dată oamenilor, citirea, instituționalizată mai târziu în școli, s-a format în biserică. În țara românească. Și biserica a încercat să țină această flacără trează. V-ați gândit ce minunat ar fi dacă în contemporaneitate ar avea biserica așa potențial ca să mențină toate formele de învățământ pe toate specialitățile. Și atunci nu mai fi nevoiți să acceptăm, să fim obligați să acceptăm ceea ce se implică din afară. Să știți că toată degringula asta care se întâmplă în sânul bisericii și în lumea laică, la noi acum, parcă a luat amploare așa un pic în ultimii ani mai ales, este datorită iluziunilor care se fac din afară, în marea comuniune în care suntem acum. Da. Pentru că cei care sunt acolo, și în Siria, în Siria acum câțiva ani, nu era chiar așa cum este nenorocirea care este astăzi. Au apărut aceste interese meschine pentru că lumea din Occident, în parte, tocmai îi lipsește această stare de spirit pe care noi am descoperit tradiția noastră. Guvernele, unele guverne, unele nații care guvernează țara respectivă, sunt constituite din oameni lipsiți de credință, de alte confesiuni sau, să mai vorbim de inversiuni și alte lucruri care sunt, deși urât să le pronunț. Acești oameni este greu să-i călăuzești către Dumnezeu și să-i spui, Domnule, dacă tu ești așa, măcar lasă-mă la mine acasă, să trăiesc în legea mea și în tradiția mea. Aici noi nu avem cum să impunem aceste lucruri la nivel de porânduire socială, la nivel de guvernare. În schimb, ce putem noi să facem? Putem să facem munca pe care ne-a învățat să o facem Apostolul Pavel și Mântuitorul Hristos. Mântuitorul a chemat la sine pe ucenicii săi, pe apostoli și le-a spus, merge și provoziți la toate neamurile. Noi toți, cred, și cred că Sfinția voastră, de profesor, faceți asta, sunt convins că faceți asta în sânul Dumnezeu noastră, la biserică, noi toți transmitem oameni și noi toți care suntem aici dumneavoastră și cei care, cu care vorbiți în afară, fiecare în parte, să ducă mai departe această muncă. Ceea ce ne-a cerut Mântuitorul Hristos. Adică fiecare să devină apostol. Să facă această muncă de apostol. Oare școlile confesionale deja titorite de biserică nu sunt parte din ceea ce spune Părintele? Sau la ce se referă? Ba da, știți ce? Societatea noastră este și acum bulversată. Vedeți că toate vin peste noi. Lumea se globalizează, se vorbește de oamenii ăsta. Se globalizează, adică dispar uneori granițele. Uneori dispar granițe, alteori vin peste noi idei din toată lumea aceasta, pentru că deja distanțele se apropie, ideile circulă, oamenii circulă foarte repede, rapid, așa și nu mai putem neapărat să le preluăm noi pe toate. Biserica nu are forța necesară, dacă vreți, și materială, fizic. Nu mai poți să le prinzi pe toate. Ceea ce cred că ar trebui să da, într-adevăr, misiunea, trebuie să nu uităm și să înțelegem că părinții bisericii într-o lume nu ostilă, ci foarte ostilă, au reușit să transmită adevărul. Într-o lume în care era o lege non licet se vos, nu vă este permis să existați. Creștinilor nu le este permisă. Creștinii la lei. Creștinii la lei. Deci erau clar legi precise, clare, prin care adunările creștine, existența creștinilor nu era permisă. Și în această lume care împotrivnică bisericii și Evangheliei, ei au reușit, apostolii și misionarii au reușit să transmită adevărul. Și atunci te întrebi, oare numai cei 12 apostoli, numai cei 70 de ucenici să fi reușit ei să convertească o lume care
cuprindea mai mult de 100 de milioane, între 60 și 100 de milioane atunci, toată Marea Mediterană la mijloc. Eu cred că aici aveți dreptate, părinte. Fiecare creștin, fiecare convertit, că nu erai creștin pe vremea respectivă aproape din tatăl fiu, fiecare nou convertit se considera pe sine un misionar, un apostol și transmitea adevărul. Și nu numai comportamentul, de fapt. Pentru că și astăzi creștinul nu ar trebui să facă atât de multe câte ne-am închipuit. Să zici, jertfa nu e atât de mare sau nu ar trebui să fie atât de mare cum ne-am putea închipui. Nu este peste puterile noastre. Este suficient să fii creștin. Să te comporți ca un creștin. Asta este lipsa noastră de astăzi. Păi noi suntem mai rău decât păgânii uneori. Mâncăm mai mult decât păgânii de dulce în posturi. Nu ținem posturile cum trebuie. Suntem și noi prinși de toate păcatele lumii de astăzi. Să ne îmbogățim, să ne înavuțim, să mințim, să ne urâm, să ne pârâm, să... Astea sunt lucrurile. Dacă am adaptat Evanghelia viața noastră, știți eu, și zic, da, nu e timp aproape, aș fi citit mai multe texte de aici și aș fi orientat spre Scriptură, că Ioan Gură de Aur îi orientează să se citească Scriptura. Îi acuză de faptul că nu și-au scris Scriptura pe inima lor, nu pe table de piatră, nu în cărți, ci în inima noastră trebuie scrisă, cu Duh Sfânt, să se o scrie Duhul și Duhul să ne călăuzească, nu altceva. Nu mai suntem în stare să trăim adevărul de credință așa cum au făcut-o și cum ne-a cerut de fapt Dumnezeu. Păi unde este omul acela nou? Unde este omul transfigurat de cruce, transfigurat de botez, transfigurat de tainele bisericii? Nu mai duce. Să știți, când spun asta, nu acuz pe nimeni, m-a acuz pe mine, ca preot. Noi nu mai suntem în stare. Noi, cei care suntem misionari, prin desăvârșire. Acum permiteți, părinte. E o părere a mea personală și aș vrea, dacă o considerați bună, utilă să o promovați și la nivelul adunărilor dumneavoastră. Mă gândesc că sunt multe cărți adevărate mine, pe aur, pe care le țineți încă cumva ferite de publicul larg. Eu mă gândesc că ar trebui bisericile cu tradiție, nu vorbesc de... mă gândesc că ar trebui bibliotecile să se deschidă mai larg către oameni, pentru că dacă descoperim niște chestii acolo, care eu, de exemplu, studiez de câtva timp, Ortodoxia. O studiez. De ce? Pentru că în școală am studiat, deși știu povestea socialiști științific, mă rog, astea. Cel mai mare șoc al meu a fost că n-am știut să-i vorbesc fetei mele, care acum are 31 de ani cea mare, n-am știut să-i vorbesc despre... A venit de la școală, făcea religie și mi-a pus o problemă și eu n-am știut să o prezint așa cum trebuie. Eu acum de vreo câțiva ani studiez și am descoperit niște lucruri extraordinare. Sunt cărți care am înțeles care nu sunt publicului larg date și ar fi păcat, pentru că sunt adevărate comun. Eu am considerat religia o filozofie de cafenă, ca să zic așa. Vorbim despre ea, ortodoxie. Așa era în capul meu. După aceea mi-am dat seama că este de fapt o filozofie aplicată, zi de zi, minut de minut, e o filozofie de viață, pe care am descoperit-o citind. Mă gândesc că dacă ați deschide toate astea către publicul larg, așa cum sunt o mulțime de comori, poate sunt și legende ascunse în temnițele, în subsolul Vaticanului, probabil că și în Ortodoxie există așa ceva. Și mă gândesc că dacă ați vorbit cu Sfinții Părinți, cu preacucernici, mă rog, la adunarea noastră acolo, să deschideți bisericile cu tradiție, să deschideți aceste biblioteci, să le studiezi oameni. Unii mai mari, unii mai tineri, unii mai tineri. Deci, Biserica Ortodoxă, în afară de manuscrisele din vechime, începând cu secolul 14-15, când pentru prima oară se transcriau și se traduceau textele sacre în limba română, nu are ceva ascuns. Și alea sunt tot ale mărgăritarele lui Ioan Gură de Aur, așa se scrie. Primele manuscrise sunt omenirile lui Ioan Gură de Aur, sunt scrierile Sfântului Vasilicea, sunt scrierile părinților. Ele sunt inaccesibile, dacă sunt manuscrisele în Biblioteca Patriarhiei sau la Biblioteca Națională, Academiei, ele sunt accesibile specialiștilor. Dacă deci acolo și te înscrii, doamne, vreau să o studiez manuscrit cu tare. Te uiți, trebuie să-mi spui, dar pentru ce îți cer niște informații. Nu oricine poate să aibă acces acolo, în sensul că dacă publicul larg ar merge la manuscrit, s-ar face praf, le-ar pierde. Ele ar trebui, și cred că multe dintre ele au fost microfișate. Și atunci oricine aproape are acces acolo cu un aparat, ce vă spun, nu avem ceva cărți secrete, taine,
ghilimele, pe care nu ar trebui să le știe creștini. Nu există așa ceva. Chiar și la Vatican, dați-mi voie să vă spun, este un pic de ezoterism în toată chestia asta. Nu să fie ceva așa acolo, că misterios. Un misterios așa, sunt catacombele catolicismului sau Vaticanului, găsim acolo, știți ce găsim, într-adevăr, și nu știu cât ar fi benefic să fie date publicității. Sunt procese verbale, sunt acte, sunt documente, acte de arhivă. Unele sunt ca la securitate. Domnule, top strict secret, pentru nu știu câți ani nu poate nimeni afla despre ce s-a discutat în ședința, nu știu, președintelui cu ceilalți pentru nu știu ce război cu Ucraina. Alea sunt secrete, probabil, pentru nu știu câte veacuri. Dar în biserică nu avem așa ceva. Iar la... Nu știu dacă, de exemplu, ar fi atât de important că în ședința Sfântului Sinod de la 1890 s-a discutat nu știu ce problemă. Alea sunt lucruri interne. Sunt lucruri interne. Sunt de bucătăria noastră internă. De aceea nu ar ajuta cu ceva la cunoașterea lui Dumnezeu sau la cunoașterea largă a realităților din lume. Toate cărțile care sunt importante pentru că sunt acum pe piață. Avem foarte băba și trebuie să zic cum văd că se și mai publică pe aici, pe acolo, mai au necurează. Că se scrie prea mult, se citește prea puțin, fraților. Și să știți, noi trebuie să avem câteva izvoare fundamentale. Ce au citit părinții noștri și ce ar trebui să citim noi? Scriptura, în primul rând. Asta trebuie. Saltirea, în al doilea rând. De câte ori mai știți saltirea, să știți, uite, mi-am făcut de fiecare dată, că atâta suntem și noi preocupați, cu una, cu alta, suntem și paroși, trebuie să ne ocupăm de administrația parohiei, păi suntem profesori, trebuie să mergem și pe acolo, la facultate. Sunt mai și într-un proiect, vrei să mai și construiești, să mai zici ceva, să mai faci și pe altă. Și nu mai ai timp. Ceea ce regret este, de exemplu, că nu suntem în stare să citim măcar o psaltire pe simplu. Duhul psaltirii, această tradiție a psaltirii în poporul nostru și nu numai, în poporul ortodox, a fost una a evlaviei. Cu asta ne arătăm pocăiți sau de facem pocăință în fața lui Dumnezeu. Salmii sunt plini, sunt salmi pocăiți, aproape toți. Și de aceea asta ar trebui să fie, să zicem, prima noastră grijă. Apoi, să mai știm câte o carte de evlavie. M-am uitat și la Părintele Daniel acolo. Sunt câteva cărți frumoase și cu Părintele Cleopa și Pelerinul Rus. Păi dacă am știut Pelerinul Rus, am fi exact cum să ne rugăm autentic. Dacă citești ce spune Părintele Cleopa, iarăși interesant. Sigur că sunt și cărți de strictă specialitate. Ar trebui, avem din colecția aceasta de părinți și scriitori bisericești, sunt traduse, ele sunt în grecește, da? Toate lucrările originale sunt ale părinților, dar scrise în grecește, unele în latină și unele în siriac. Aștia sunt limbile în care au scris părinții biserici. Și sunt multe din ele traduse, vreo peste 40-50 de volume din aceste cărți. Dar ele, deopște, sunt într-o colecție a grecilor, făcută de un călugăr apusean, Jean-Paul Mi, volumele părinților bisericești sunt 200 și ceva, 220 ceva de volume din acestea pe care le vedeți aici. Și cele din latină sunt și acelea peste 200. Sunt, în general, cam 400 de volume de acestea. Așa trebuie să avem, așa, un lanț de care nu ar fi cuprins în biserică dintr-o perete în altă aici, dar ar fi una lângă alta. Aceste cărți. Și nu sunt încă traduse toate în limba noastră. Dar măcar acestea pe care le avem, pe Ioan, pe Sfântul Vasile, pe Sfântul Maxim al Hristorului, pe Sfântul Adanas, să-i citim. Să cât putem. Unele sunt greu de înțeles. Te mai duci la un preot, mai ceri o binecuvântare, mai ceri un sfat. Dar avem apoi cărțile de evlavie, de zidire sufletească, cum e Pelerinul Rus, cum sunt viețile Sfinților, că e vorba de cei vechi, că e vorba de cei nou, că e vorba de Efremul cel nou, că e vorba de Luca al Crimeei. Vedeți că Nicodima Gheoritu, dar și părinții noștri, că le-am amintit, dar și... Dacă îi citim și vedem cum au trăit ei viața, pentru că nu e atât de greu și nici nu trebuie prea multe cunoștințe, să zicem, încât te-ai încurcat și te-ai vorbit în ele. Dar întreaga noastră experiență ar trebui să fie o permanentă preocupare, să cunoaștem, să citim, adică, și în același timp să aplicăm. Să ne rugăm, cum spune Sfântul. Teologia este viață. Și zice că cel care se roagă e teolog. Și cel care e teolog se roagă. Deci ar trebui rugăciunea să fie primul nostru gând, pocăința aceasta, smerirea, faptele cele bune. Astea sunt lucrurile care ne ajută să ne mântuim. Așa, credeți-mă, o spune Sfântul Ioan Evanghelist. Dacă s-ar fi scris în lumea aceasta tot ceea ce ar fi, ce a făcut Mântuitorul, păi cărțile n-ar încăpea în lumea aceasta. Dacă totul și tot scriem și tot le aprindem, dar
nu atât de important de cât scriem și ce, să citim ceea ce avem, Scriptura. De ce nu știm, uite, Sfântul Ioan Gură de Aur atât a insista pe, și îi certa pe antiohieni că nu vor să știa să Scriptura. Și noi să știți, dar gândiți-vă cum practicăm noi, cum facem noi cu Scriptura, o luăm, e carte sfântă și o punem undeva într-un loc curat, sus, să nu atingă nimeni, să nu, păi nu mă fraților, luați-o în mână, citiți-o, nu o puneți nici să, nu știu, să stea la un loc cu, nu știu ce alte obiecte acolo. Dar citiți-o, puneți-o pe noptiera dumneavoastră, deschideți-o și fiecare seară un capitol dacă îl citim. Chiar dacă uneori este cu nevoie de înțeles, dar Noul Testament nu e greu de citit. Un psalm acolo nu e greu de citit. Și atunci provocăm o civilizație a Scripturii. Am spus-o ieri, am predicat ieri în biserica noastră și am spus crucea. Care e semnificație? Avem noi o civilizație a crucii? Putem să vorbim în România de o civilizație a crucii? Dacă ne uităm înapoi, sigur, avem martiri în Dobrogea, la Niculițel, de la anul 300-400, avem alți martiri în sudul Dunării, în răsăritul Dunării, peste tot, bisericuțe, bazilice, avem martiri în timpul lui Brâncoveanu, în timpul prigoanei catolice și protestante din Transilvania, cu Visarion Sarai, cu Ioan Oprea de la Miclăuș, cu Ioan, cu... Avem apoi martiri în vremea comunismului. Câți n-au pierit pentru credința în Hristos. Iată că neamul acesta are această vocație a jertfei. Dar civilizația crucii ar însemna să avem o civilizație a iertării, să nu ne mai certăm. Uitați-vă ce se întâmplă pe televiziune. Că dacă tu te ceri de la vârful țării, președinte cu prim-ministru, cu parlamentar, și acolo este o permanentă șicană și permanent pe certuri, discuții, în paraj, ei nu se mai unesc să pună țara asta pe roate, atunci ce aștept de la popor? Acasă ne certăm cu soțul, cu soția, copiii, nu ne mai înțelegem. Este ceva, gândiți-vă un pic ce e societatea noastră. Nu mai vorbim cu proprii noștri copii, nu mai vorbim cu proprii noștri cumnați, soți, cuscri, soți, tot ce se întâmplă, toate relațiile din lumea noastră sunt alterate, sunt strigate pentru că... Și cine e de vină? Că o să dăm vina. Găsim plural. Păi de vină că nu avem bani, de vină că nu avem serviciu, de vină că nu câștigăm destul sau că nu am reușit nu știu ce. Dar niciodată nu ne găsim pe noi de vină. Niciodată nu vrem să ne schimbăm ce e metanoia, ce e pocăința. Păi așa se schimbare. Să fiu mai bun. Asta vrea Dumnezeu să facă din creștin. Să facă un om mai bun decât a fost până acum. Să facă un om iubitor, un om iertător, un om care să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și numai asta nu suntem. De simplu, nu e ceva complicat. Ci civilizația crucii, din cruce izvorăște jertfa, pentru că asta ne-a spus Hristos. Cine vrea să vină cu noi să-și asume crucea. Cum a asumat-o Hristos? Și și-a dat sângele pentru noi, ca să ne salveze pe noi, suntem chemați la fel. Să iertăm, pentru că asta presupune crucea. Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. S-a ridicat ochii la cer și nu i-a blestemat. I-a iertat. Ce mai înseamnă crucea? Nu poți să mergi la cer. Crucea ne arată. Brațul e vertical. Și te uiți, faci scară din el și urci către cer. Crucea este înfiptă în pământ și este rezemată pe cer. Așa spune și Sfântul Ioan Scăraru, veți vedea duminica viitoare, scara este rezemată pe pământ, cu capăt și cu celălalt capăt pe cer. Și acolo e Hristos și Dumnezeu. Ne așteaptă să ne îmbrățișeze. Și crucea este tot scară. Cu brațul ei vertical așezat pe cer. Dar are și brațul orizontal, fraților, că nu e numai un stâlp, cum fiind protestanți ne spună, cum a fost stâlpul din Vechiul Testament, cu șarpele pe el și cine se uita acolo era salvat. Este simbolul crucii din Vechiul Testament. Dar în Noul Testament crucea are și brațul orizontal. Hristos a murit cu brațele nu încrucișate, ci cu brațele deschise și ne-a luat pe toți acolo cu el. Și asta trebuie să facem și noi. Păi asta e civilizația crucii. Și noi să deschidem brațele către cei săraci, către cei amărâți, către cei care ne urăsc, către cei care ne blesteamă, către cei care ne vor răul. Că asta e iertarea autentică. Și din civilizația aceasta a crucii am putea apoi să dezvoltăm o civilizație a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Nu o împărăție a răului. Este o luptă teribilă între lumină și întuneric. Între bine și rău. Și parcă s-a întețit, nu simțiți un pic ceea ce spune Scriptura despre sfârșitul lumii? Că nu se mai înțelege mamă cu fiică și tată cu fiu? Că nu se mai înțeleg oamenii între ei? Nu mai pot stăpâni, n-ai cum, nu știu, e ceva așa un duc. Și când vin acolo, dacă îi spune de cele țertare, nu.
du-te, el a creștere să vină să ceară iertare. Fii mai bun. Nu pot să fiu bun, că așa mă... Deci eu aș atrage... Dacă mai sunt întrebări, mă rugăm. Mergem și acasă. Vă așteptăm, deci, lunea viitoare la ora 16 la canonul Sfântului Andrei Griteanu și apoi rămânem în continuare ca de la 19 să ținem la seara de pomeniște. Vă mulțumim din suflet. Vă mulțumim de adevărată, de fericire, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și plină de minunată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvinte, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte Profesor, binecuvântat. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântului Dumnezeu, miluiește ne pe noi. O seară binecuvântată. Să poftim la poza de grup, obișnuita poză de grup, afară. Și după